este nectar. Ca să înțelegi că vin și dau cu rima, că ăsta este nectar, fiindcă eu sunt prima. Zice zic că vin aici, fac o gafă, ăsta e nectar și eu sunt Luceafăr. Ca să înțelegi că nu e Cărtărescu, dar seara asta pune nu-s la fel ca Eminescu. Zic că vin aici, fate, rup vara, am și ocazia să-mi bat surioara. Ca să înțelegi că vin aici cu trama, că-mi bat surioara și o să mă bată mama. De ce că vin aici n-am regrete, normal eu nu am voie să dau un fete. Dar și că vin aici ca să dau o lecție, când pentru tine acum o să fac excepție. Asta e o bârfă, îmi pare rău, dar surioara mea e o stârfă. Uită-te ce zic, acum fac un pas, un pas. Trebuie să zic că ești un căcănar fals. Probabil pe dragonul respectuos l-ai salutat, dar ai uitat când ziceai că-i de căcat. Și pupicul acolo, și pupicul aici, doar pentru că nu știi nici măcar ce să zici. Nici cu inima aia pe lea, nu-i dau nicio dumă, doar mă întreb pe voi, ați auzit ceva? Că vin, o dau pe bit, au zis, da, păi tu nu ai zis nimic. Ca să înțelegi că vin aici agazat, deci o dai cu mine așa de frustrat. Adică stai puțin, că vin sunt garantat, știu că așteptai battle-ul ăsta, dar oricum te bat. Adică stai puțin, zic că nu-i nevoie, te fumezați, frate, zici domnul Coe. Și-am venit aici la battle MC, dar problema e că eu sunt Ken și ăsta e Barbie. Doar că uită-te ce zic, că mi-a acum pe beat. Nici la Ken Dawa nu se pricepe, că nu dă Ken flip. Uită-te ce zic, acum eu ți-o dau cum trebuie. Tu râzi degeaba, haide să ți-o dau la muie. Stai puțin ce zic acum, rumorul. Ia zic că cănare, te deranjează adevărul. Te deranjează că zic ceva despre tine și că sunt la modul cel mai serios în rime. Că cănarul vrea atenție, dar n-are niciun pic de interjecție. S-au încins băieții ăștia. V-am spus, sub 16, nu se bat. Stai liniștit. Asta a fost prima rundă. Aplauze pentru prima rundă. Oscar, dai primul la a doua rundă pentru că ai dat ultimul prima rundă. Șerbănescu, e rândul tău. Publicul de YouTube e pregătit pentru battle. Mamă, mamă, cine asta o faie? Fii atent! Fii atent! Fii atent! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Ăsta e degajat, mai ce facă o minge. Fiindcă păpușa e singura fată pe care o atinge. Uită-te ce zic, acum vin și ți-o dau un prim plan. Ascultă aici ce zice Ștefan. Și uită-te ce zic, acum ești rapper. Ăsta-i Star Wars, dar seara asta este Darth Vader. Uită-te ce zic acum, ăsta-i tare, dar în seara asta-i Războiul Stelelor și ăsta mare. Dar te rog frumos, trebuie să facem sumă, trebuie să fii pe dar frumos. Haide, te rog, dă și tu o sumă. Aștept să zici ceva, ca să poți să întorc. Da, fii atent acum că ți-o dau pe loc. Tu trebuie să dai în primul rând examenul de capacitate și fai puțin că te omor. Cum poți să zici că-ți plac la scoală când tu ai intrat la Petru Maior? Că te omor, aici un exemplu de copil nerăbdător. Ca să înțelegi cu lirica fenomenală, ești varză la battle, vezi în continuare de școală. Adică stai puțin, știi că sunt MC. Dovada că battle-ul nu-i pentru copii. Adică stai puțin și că o dau repet. La niciodată tu n-o să fii la fel ca bun. Ca să înțelegi că știi că dau mizerii. Cum ți-a mai dat-o de data asta mașinerii. Ca să înțelegi, ascultă la ponet, nu mă chinui. Așa că o să-l chem direct pe el. Ca să înțelegi că știi că vin aici. Și stai seama mă frate că tu nu ai ce să zici. Yo, acum vin cu felul, uite-l pe Erbs, te duc ca trenul. Și fii atent, acum e normal, pe ăsta îl duc ca trenul, dar ia totul personal. Uite-te ce zic, acum știi că suntem hai hui, el este la clasa întâi, dar stai puțin ce zic acum. Ia oa, că ăsta poate ajunge și la clasa a doua. Dar stai puțin, ești cu Adriana și cu Andrada a doua. Le duc pe centură pe amândouă și mă fac pește. Chivo. Și fii atent că vin aici, o dau pe șleau. Mă duc la clasa a doua când mă duc să-l iau. Și știi că vin aici, man, o dau cu minte. Îmi zice profesoara că tu nu ai fost cu minte. Și de ce ascultă încoace boss-ul? Că zici acum, frate, și că-ți fii rigor. Tu că o să-mi facă reproșuri. Că știi că vine boneluș peste tine, frate, și că ești moșu. Și că stai puțin, că n-are niciun folos să încerci aici la mine să fii nervos. Că n-am nicio treabă, frate, stai puțin. Bun, bun, bun.
aplauze pentru băieți în primul rând. Hai. Și acum hai să vedem care este favoritul vostru. Cine este cu Bonel? Cine este cu Oscar? Este clar, votul publicului se duce la Bonel. Ce spune juriul? Bonel. Bonel ajunge în semifinale. Aplauze pentru Bonel. Și ultimul meci din această rundă, câștigătorul o să-l întâlnească pe Bonel, Zari cu Shaggy.